Mare și bine găsit la un nou episod. Astăzi vă voi arăta ce program am făcut. Am făcut un program care poate rezolva orice ecuație de gradul 2, inclusiv uh, cele cu numere complexe, care, adică care nu au o soluție mulțime numerelor reale și toate soluțiile, toate ecuațiile speciale. Să începem. Uh, pentru început avem ceva foarte interesant. Toți coeficienții, sun, uh, coeficienții sunt, sunt 0. Practic ce trebuie să faci este să introduci coeficienții pentru x pătrat x și al treilea număr și apoi uh, doar apeși x apare și nu ți arată doar rezultatele, dar îți arată și explicațiile complete, cu rezolvare completă. Aici spune, toți coeficienții sunt 0, deci ecuația se simplifică la 0 este egal cu 0, ceea ce este adevărat, desigur. Prin urmare, orice valoare ar avea x, ecuația se reduce la același lucru, așa că x aparține mulțimii numerelor complexe, deoarece poate să fie orice număr complex. Aș putea zice că aparține mulțimii numerelor reale, pentru că poate fi orice număr real, dar e la fel și cu numerele complexe, nu se schimbă situația. Așa că am pus că x aparține mulțimii numerelor complexe. Uh, să vedem. Următorul caz special ar fi acesta, să zicem. Uh, coeficienții lui, uh, aici avem practic, se reduce la minus 2 este egal cu 0, ceea ce nu are sens. Spune că coeficienții lui x sunt 0, așa că orice valoare are vaia x, ecuația se reduce la ce este egal 0, în cazul de față ce este numărul acesta, al treilea, pe care l-am ales noi. Uh, ceea ce în cazul de față este fals, bineînțeles. Prin normal x poate avea orice valoare, dar nu va satisface ecuația din cauza contradicției finale. Deci, x nu are nicio valoare și spunem că ecuația nu are soluții. Deci, x este nedefinit. Acum, uh, să vedem. Putem să punem o ecuație de gradul 2 normală, așa. Uh, și ne zice acum avem 2x pătrat minus x minus 2 este egal cu 0. Această ecuație de gradul 2 are două soluții. Și ne arată aici formula, practic ecuația pe care am introdus-o noi, apoi formula pentru x este minus b plus minus radical din minus 4ac supra 2a. Aici am înlocuit numerele astea, minus b, b pătrat minus 4ac, așa, și aici avem 1 minus minus 16, adică 1 plus 16 pe care e 17, și practic avem forma finală. x este egal cu 1 plus minus radical din 17, totul pe 4, și avem și aici rezultatele. Aici este prima soluție, a doua soluție. Foarte bine. Acum, dacă avem a, să zicem 2x pătrat plus 4x plus 2 egal cu 0, e un caz special, și aici spune această ecuație de gradul 2 are o singură soluție, pentru că b pătrat minus 4 ce egal 0. Acest lucru e pentru că noi avem radic, uh, plus-minus radical din B pătrat minus 4 aici. Și dacă, dacă este 0, atunci va fi practic plus-minus radical din 0, care e 0 și acest lucru nu va schimba situația. Aici este iarăși ecuația, formula pentru x. Am înlocuit termenii și aici e 16 pe minus 16, pe care va da 0. Deci, desigur, va fi uh, minus 4 pe 4, care în final ne dă minus 1. Uh, și ultimul uh, caz special, ultimul tip de ecuație este unul în care avem să zicem oh, pardon, una foarte frumoasă, toți coeficienții sunt unul. Deci, ecuația este x pătrat plus x plus 1 este egal cu 0. Și aici ne zice această ecuație de gradul 2 nu are soluționar pentru că b pătrat minus 4aC e mai mic decât 0. Și aici vă amintiți că b pătrat minus 4aC este sub în, uh, radical și dacă e mai mic decât 0 înseamnă că e un număr negativ. Și dacă avem un număr negativ, nu avem cum să rezolvăm mulțimea numerelor reale. Dar, după cum zice aici, totuși are soluții în C, mulțimea numerelor complexe. Pentru că dacă avem radical dintr-un număr negativ, suntem obligați să folosim numerele complexe, altceva nu avem de făcut. Uh, și aici uh, ne arată iarăși ecuația noastră, formula pentru X, uh, se înlocuiesc termenii și, după cum vedeți aici, este radical din 1 minus 4, care ne dă minus 3. Deci, uh, practic, uh, soluția finală pentru X ar fi uh, minus 1 plus minus radical din minus 3 totul pe 2. Și radical din 3, uh, pardon, radical din minus 3 este egal cu radical din 3i. Uh, i este un număr complex și este egal cu radical din minus 1. Și radical din 3 ori radical din minus 1 e radical din minus 3. Și de asta este i aici. Și practic acestea sunt rezultatele. Uh, prima este minus 0,5 plus radical din 3 pe 2i. Al doilea este minus 0,5 minus radical din 3 pe 2i. Acestea, așa funcționează numerele complexe în caz că nu știți. Și cam acesta a fost videoclipul. În orice caz am mai făcut un videoclip despre numere complexe, așa că puteți să-l verificați pentru a înțelege mai bine și aceste lucruri în caz că nu le-ați învățat deja. Și sper că vă place programul meu, sper că v-a plăcut aceste prezentare. Nu uitați să dați like, share, subscribe. La revedere!